Conform buletinului statistic editat de Direcția Județeană de Statistică, numărul turiștilor înregistrați în luna ianuarie anului 2014 a scăzut cu aproape 1000 față de aceeași perioadă anului 2013, de la 13.050 la 12.191. Dintre aceștia, cei mai mulți s-au cazat la hotel, 8.535, urmați de cei care au optat pentru pensiunile turistice, 2.902. Cele mai puține cazări le-au avut cabanele turistice 66. Pe lângă scăderea cantitativă, cifrele arată că majoritatea celor care vin în Arad nu sunt turiști, ci persoane care vin cu diferite probleme în oraș sau pentru care județul este cel mult un punct de tranzit. Luna decembrie, care pentru orice zonă turistică este operată de vârf, înregistrează un număr neașteptat de mic la Arad. Astfel, în această lună anului 2013, în județul Arad s-au cazat 12.215 persoane, cu aproape 3.000 mai puține decât în luna noiembrie și cu aproximativ 5.000 mai puține decât în luna octombrie. Un alt factor relevant este cel al nopților petrecute de turiști în județul Arad. Astfel, cifra noptărilor în unitățile turistice din județul Arad, în luna luna este de 17.462. Raportat la numărul total de turiști de 12.191, putem constata că 70% dintre cei care s-au cazat în județul Arad în luna ianuarie au rămas aici doar o singură noapte. Interesant este numărul cazărilor din motelurile aradene, care este identic cu cel al noptărilor, 180. Asta înseamnă că niciunul dintre cei care s-au cazat în luna ianuarie în aceste moteluri nu a rămas aici mai mult de o noapte.